O nouă sesiune de finanțare pentru programul Rabla Local 2023 a fost deschisă oficial de autorități. Începând de astăzi, municipalitatea a deschis sesiunea de primire a cererilor și le va putea oferi cetățenilor suma de 3.000 de lei în schimbul predării unui autovehicul vechi. Administrația Fondului pentru Mediu a transmis către primării lista persoanelor fizice înscrise în programul privind casarea autovehiculelor uzate și începând din 4 octombrie 2023, persoanele fizice care se regăsesc în acel document vor lua la cunoștință și vor pune în aplicare procedura internă a primăriei. Până în momentul de față s-au înscris doar 560 de persoane, iar restul de doritori vor trebui să aștepte o nouă sesiune de finanțare. Astfel, proprietarul unei mașini vechi poate să-l predea spre casare fără a fi obligat să-și cumpere o mașină nouă. Municipalitatea le va oferi cetățenilor suma de 3.000 de lei. De mâine începem efectiv procesul Rabla. De mâine îi așteptăm pe cei care și-au depus dosare. În acest moment avem 560 de dosare. De mâine la primărie, după ora 11, încep depunerea dosarelor. Vor merge la registratură, vor depune dosarele, va fi o comisie a primăriei care le va verifica, după aceea se va semna contractul de finanțare și le vom vira oamenilor banii. Să sperăm că toate lucrurile vor funcționa, dacă sunt probleme încercăm să-i ajutăm, să-i sprijinim pe oameni. E o comisie formată din 5 persoane care va lua fiecare dosar în parte și îi va îndruma pe oameni dacă mai sunt lucruri de făcut. Autoturismul care urmează să fie casat trebuie să fie înregistrat în evidențele primăriei și să aibă la data solicitării o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației. Norma de poluare trebuie să fie Euro 3 sau mai mică, iar vehiculul trebuie să conțină componente esențiale, de la motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, până la echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și catalizator. Finanțarea inițială, noi am accesat fondul maxim de 1.000 de mașini, pentru fiecare 3.000 de lei, dar s-au înscris doar 560, iar dacă mai sunt doritori trebuie să aștepte o altă sesiune, deci în această sesiune doar aceștia 560 vor veni cu restul de documente și vor face efectiv cererea. După ce se va semna contractul de finanțare cu fiecare, vor duce efectiv mașina la Rabla, vor veni cu o dovadă, după care vor intra bănuții la fiecare în parte. Nu avem probleme din acest punct de vedere, finanțarea este asigurată tocmai prin fondul de mediu și completare de la Primăria Drobeta Tunisăveri. Când se va încheia acest program? Prevedem undeva la o lună, o lună și ceva, pentru că fiecare etapă are un termen. De exemplu, termenul de depunere este de 5 zile inițial și în cazul în care nu vom reuși să primim toate dosarele, vom prelungi probabil cu un 5-10 zile, după care un termen pentru a completa dânsii dacă au avut documente lipsă sau incomplete încă 10 zile și după care pentru a duce Rabla și a semna contractul de finanțare mai sunt încă 15 zile. În funcție de numărul de cetățeni care s-au înscris în programul Rabla, acesta ar putea fi extins într-o nouă sesiune în Drobeta Turnu Severin. Din cei 3.000 de lei primiți pentru casarea unei mașini vechi, 2.400 de lei vin de la Agenția Fondului pentru Mediu, iar 600 de lei reprezintă contribuția primăriei.